Throw a rock into a pond. Ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video. Astăzi sunt aici cu Mihai. Salut. Mergem la mine la muncă să mai facem câteva la mașina lui. Am mai făcut și săptămâna trecută. Ce avem aici? Avem un BMW F10 530. Ce ai făcut de când l-ai luat? Păi, vă salut. Pot să zic că am început un pic de la zero cu mașina. Prin a înfolia geamurile. Bine, era stock, nu? Folia... Nu avea nimic. Da, pot să zic că jantele erau vopsite, erau negre, se potrivească cu culoarea portocalii, un orange Valencia. Da, culoarea este culoarea originală. Exact, individuală. Foarte, de la BMW. Foarte tare culoarea. Și... culoarea. Da, și, și de asemenea, țin să specific, și am mai specificat, are opțiune foarte interesantă, Automatic Sport. Care e o opțiune la BMW. Știi că ți-am trimis, nu, cred că ți-am trimis și ție o poză în care au opțiuni. Am găsit de la mașina asta opțiune special 1300 de lire, transmisie automatică sport specială, tot individual pentru BMW, exact ca și culoarea. Da, nu cred că știam. Da, e destul de scump, nici eu nu am știut până nu am verificat. Chiar nu aveam de unde să știu. Și ce ai făcut? Ai făcut geamurile tu? Am început cu geamuri, oglinzi. După care, bineînțeles, m-am gândit foarte bine înainte să fac primul stage, având numai 258 de cai stock. Am zis să merg cu primul stage. Un remap. Undeva la 675 de Newton, ai fi, cred. Am ce vorbesc engleză. Și cât cai are acum? 317, exact 317, ceva de genul. Undeva la 290. Cam așa ceva merge. Am mers eu cu 270 pe GPS. Asta când m-am dus în România. Aha. Deci 100% e testată de mine. Nu m-am dus 290 că știe toată lumea, distribuția e problema la ele și nu vreau să mă risc. Da, bine, momentan. Se zice că la astea de 3 litri e mai ok distribuția decât la 2 litri, cum am eu. Da, într-adevăr, dar am și ceva mile la ea, undeva la 117.000, ceea ce e deja 190.000 de kilometri. Eu am mai mult. Da, și e 2.0 tot, da. Și ce? Ai făcut stopuri și faruri, parcă folie? Da, stopuri și faruri, folie, asta după remap. Deci asta a fost după. Am avut folie pe numeri de asemenea, dar din păcate sunt ilegale, trebuie să le dau jos. Da, pentru folie pe numere am luat și o amendă și le-am dat și jos, nu mai pun. Eu am avut un pic de noroc, doar mi-a spus să le dau jos și să nu le mai pun. După, bineînțeles, cu ajutorul lui Gabi, am înfoliat plafonul. Mi-am făcut săptămâna trecută, sâmbătă trecută, nu? Acum două sâmbete, cred. Da, am înfoliat plafonul și ce am mai foliat? Spoilerul. Spoilerul. Și obiectele cromate, nu? Exact, da, de pe mânere și la semnalizările, pe aripi. Da, exact. Astăzi mergem să-i facem etrierii, nu? Da, facem etrierile, o culoare mai deosebită, o să vedeți la sfârșit. E ceva ce am vrut eu să fie diferit față de albastru BMW original. Sperăm că o să iasă super, eu așa zic. Vedem la sfârșit. Să facem câteva clipuri și cu mașina la sfârșit, să vedeți și culoarea, că e destul de tare culoarea, țin cum că e vopsea originală. Nu cred că am mai văzut seria 5 F10 culoarea asta. Cred că e primul. Da, din ce am citit pe net.
sunt sigur, adică topicele sunt topice, nu, nu garantez, eu garantez doar 50%. Sunt undeva la 10 modele, nu știu dacă în Europa, nu știu dacă mai mult, doar la 530 culoarea asta. Și dacă ții tu bine minte, ți-am trimis un video cu un M5. Da, da, da. Exact aceeași culoare era. Aha. Dar era M5 original. Da, da, da. Plan mai avem să facem și evacuarea la mașină, nu? Da, avem și asta în plan. Sper cât de curând, sper în 2-3 săptămâni să o facem și pe asta. Vedem, cu ajutorul tău, cu ajutorul lui Johnny și... prietenul nostru, normal. Am uitat să menționez faptul că înainte să înfoliez plafonul, am schimbat ceasurile. Aveam ceasurile alea stoc. Ah, da, da, da. Da. O să le pun acum în video. Le-ai pus pe alea care le-am și eu, nu? Acum. Da. Sunt la fel. Sunt la fel, sunt jumate digitale, nu sunt. Da, sunt alea. Da. Sincer, nu mai știu cum se numesc. Habar n-am, nu le știu. Sunt alea albe. Pe 10 sau nu mai știu cum le zice. Da, sunt ceasurile albe pe zi și galbene pe noapte, indiferent. Am încercat să le botez, dar nu se mai poate. Să fie albi și pe noapte, din cauza că deranjează ochii și BMW-urile au codat, să nu le mai poate coda. Da, nimeni. Sincer, chiar nu m-a interesat pe mine să le las așa, portocalii. Da, e doar de frumusețe, știi, de aspect mai mult. Da, e într-adevăr să de mult mai frumos. Da, poți să reglezi tu să nu te deranjeze la ochi, dar au fost accidente din cauza asta, au fost reclamații. Și BMW-ul i-a pus niște coduri care nu se mai pot face. Aha. După 2011 încoace. Trebuia să îi luăm și spacerii, să-i punem spacer, dar le-a uitat acasă. Da, păi... prea de dimineață. Păi da, e prea de dimineață, plus că eu lucrez de noapte. Și da, am ațipit puțin, am plecat cam târziu și le-am uitat acasă. Trebuie să punem și spacer, poate eventual pe viitor și o suspensie ceva. Să o lăsăm mai jos. Da, mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur o să punem și suspensie. Ușor o să arate. Ușor, să zic că într-o lună o să fac multe schimbări, după care, bineînțeles, trebuie să mai fac și bani. Am de gând să schimb și volanul, un volan de M, un volan nou. Nu o să dau foarte mult pe el, nu o să mă... Cred că se găsesc la cât? Cred că la 400 lire, maxim. Da, am căutat pe eBay ceva, unul la 650. Cred că este și mai ieftin. Colos. Da, s-ar bine, putea să... Dar aș vrea să fie și crom un pic. De-aia sunt un pic mai scumpi, sunt 750, 800, cam acolo sunt prețurile, da. Mamă, ce poate soarele astea. Da. Crezi că merge camera, dar nu merge. Nu merge camera aia. E bine că avea. Mă plâng în anghela când mă bate soarele. Ai văzut? Da, dar uite că sunt 15 grade și nu bate și vântul. Și dimineața, dar e... E a patra zi de soare. E a patra zi de soare, e ceva uimitor. Dar eu prind soarele doar 2 ori pe zi, poate că dorm. Bun, păi merge cine acum la muncă? La mine, o să ne vedem pe acolo, prin garaj, și apoi la sfârșitul clipului să îi facem câteva videouri cu mașina, să o vedeți mai exact. Haideți să vă arăt acum cum arată etrierii și o să vă obțin și discurile astea, că sunt destul de rucinite și etrierii destul de ruciniți ăștia și vedem cum iese. Ia uite ce avem aici. Una, două,
nu vezi des două GTR-uri așa, nu? Ia uite cum arată. La asta trebuie să facem noi full wrap, să schimbăm culoarea. Rămâne de văzut acum ce culoare o să aleagă. Care vă place, negru sau mov? Bine, asta are și white body. Și noi munca acum, am terminat și etrierii și discurile, o să vi le arăt imediat că am uitat să fac video cu roata dată jos. O să mergem acum într-un loc, într-o parcare mare, să-i facem câteva clipuri video. Am luat și drona, sper să pot să o ridic sus. Deci ne vedem în parcare. Haideți să vă arăt și etrierii, că nu am apucat să vi arăt. Cam așa au ieșit. Să văd mult mai bine, zic eu, decât cum erau așa ruginiți, am lupsit și discurile, după cum vedeți. Acum o să ridicăm și noi drona, să tragem câteva cadre și ne vedem apoi. Deci, cam asta e mașina, deocamdată, o să mai modificăm pe viitor la ea, după cum am zis la începutul clipului. Sper că v-a plăcut și clipul cu mașina, nu prea am avut baterie la dronă să fac mai multe clipuri, trebuie să cumpăr o baterie de rezervă, să pot filma mai mult, că cu o singură baterie poți filma undeva la 30 de minute maxim. Și aici se pare că a venit vara, sunt vreo 24 de grade acum, în septembrie, la sfârșitul septembrie de fapt. Și aproape ora 5. Și e și după masă, da. O să vă las acum pe ecran și în descriere Instagramul meu, să dați un follow acolo, o să vă las și Instagramul lui, să dați un follow și lui. Și încă o dată nu uitați să vă abonați, dați subscribe, o distribuire pe Instagram sau pe Facebook. Dacă aveți comentarii, le lăsați în comentarii jos și o să vă răspund acolo. Și ne vedem probabil săptămâna viitoare cu un alt clip. Sper să facem un clip și cu mașina asta și cu mașina lui Johnny. Să vedem dacă ne lasă vremea, că eu am timp să fac clipuri doar în timpul săptămânii, doar pe weekend. În timpul săptămânii lucrez și nu prea am timp atunci. Și dacă e vremea frumoasă și băieții sunt ok, facem un clip
sâmbătă sau o duminică. Cred că sâmbătă, că sâmbătă sunt liber. Da, aș prefera duminică, sincer. Sau duminică, vedem, da, și funcționează cum e. Din ce am văzut vremea, e cam nasoală sâmbătă. Vineri, sâmbătă, deci duminică s-ar putea să schimbi ceva. Să vedem dacă ne lasă vremea. Bun. Deci ne vedem data viitoare cu un alt video. Sper că v-a plăcut video acesta. Nu uitați încă o dată să vă abonați. Aveți grijă de voi. Ciao. Salut.